Cântecul reprezintă cel mai important și mai eficient mijloc de educație muzicală. Prin el se dezvoltă atât deprinderi specifice, vocea, auzul, memoria muzicală, simțul ritmic și tot prin el se obțin cunoștințe din alte domenii, din poezie, din literatură și așa mai departe. Bun, atenție la poziție, că e un pic așa, un pic, da? Da. Atenție, nu se mișcă picioarele, doar brațele, da? Și corpul, deci să nu merg neapărat în fața asta. Ce se întâmplă? Lăsați-mă jos. Această balansare în față, tendință, în momentul în care vrei să ceri corului ceva, dar nu trebuie cum se exagerată. Ce înseamnă cântarea monodică? O singură melodie, alături de cântarea monodică de strană, a început să pătrundă în bisericile românești și cântarea corală armonică. S-a pornit de la o singură melodie, la o singură voce, după aceea s-a luat acea melodie monodică și, dacă ați auzit și cu siguranță ați auzit, se spune că se ține unison, un sunet ținut și să acompanieze melodia respectivă, da? Melodie cântată de către o voce și după aceea s-a ajuns cu acel ison să fie ținută de altă voce sau chiar de câteva voci. Vocea principală era cu melodia, restul isonul și de aici, deja se începe cântatul la două voci în biserică. Și putem spune deja că vorbim de cântul coral, de muzică corală bisericească, da? Cântând împreună, copiii învață ceea ce este respectul față de aproapele lor, învață ceea ce înseamnă să-l ajuți și să te bucuri ajutându-l pe cel de lângă tine, să crească frumos, să învețe ceea ce este iubirea, ceea ce este binele.